Folosește codul ZAPI pe G2A pentru a obține o reducere cât ai zice NIEZ. Hau de oricine ați fi și eu, ai de capul meu, mă simt bătrân. Bă, timpul trece, dar amintirile rămân. În fine, eu am rugat-o frumos pe mama să selecteze din albumul familiei câteva poze cu mine de când eram mic. Mai degrabă pozele care i-au plăcut ei cel mai mult. Nu știu, mă gândeam că o să fie o idee șmechere, adică nu știu nici eu ce poze îs. Wow, băi, sunt curios dacă o să-mi aduc aminte câteva chestii din pozele alea. Plus că am văzut că e la modă să faci chestia asta, să filmezi în timp ce tu ești la pozele tale. Am văzut că și Higman a făcut chestia asta. Oh, ok, deci asta chiar nu-mi amintesc, pentru că cum căcat să-mi amintesc așa ceva? No, bun, vedeți, futu-i pula de focalizare. Vedeți punctul ăla mic alb din brațele lui străbunică mea? No, ăla eram eu. Uitați-vă acolo. Ce față de prunc aveam, o, da. Acolo e mătușa mea și cealaltă mătușă foarte șmecher. Uite ce micuț eram și roșu. Ai de capul meu, se pune autofocus. Da, se pune, mere autofocusul, tati. Hai să vedem următoarea pozică. Una singură am văzut-o și aia am pus-o pe Instagram mai înainte, da. Ai de capul meu, uitați-l pe Mariusel în brațe la mami. Acasă la bunica, uitați acolo ce frunte lucioasă și ce roșu eram să mor eu. Zici că ai putea să zici că, eu eram The Real Red sau ceva. Oleo, cred că aici m-am ridicat pentru prima oară în picioare și mă sprijineam de pătuț. Și mai țin minte încă jucăriile alea de acolo, încă le mai am în garaj pe undeva. Mă, dar știi numai ce îmi pare mie rău, că nu mi-aduc aminte chestiile astea. Ar fi fost foarte mișto ca noi oamenii să ne fi putut aduce aminte chestiile astea de când eram foarte, foarte, foarte mici. Sunt curios cum judecam pe atunci. E păcat, căci că făceam tot felul de prostii pe atunci. Am băgat mâna în gura câinelui și după aia plângeam că mă mușcă, că doar da, ce se poate întâmpla. Mâncam clătite cu mâinile nespălate și după aia scuipam clătitele și urlam la străbunica mea că nu le făcea bune și chestii de genul. O, Doamne. Da, așa mult îmi place. Uitați acolo cum scoteam limba. Aveam fața aia de pedofil încă de când eram mic. Ok, deci ăsta e cel mai bun fotograf ever. Nu știu cine naiba a făcut poza asta, că mi-a prins numai capul și mai mult patul. Dar cred că au vrut să facă poză la pat ca să o vândă pe OLX sau ceva. Și am apărut și eu acolo gen: a, uite, bebeluș la pachet. Mă, dacă te poze am de când ești bebeluș, măi, și culmea, cred că eu singurul om de pe planeta asta care n-are poze în puța goală la baie sau ceva de genul. Și chiar mă bucur că nu am așa. Aoleo, pe când tata era tată, tata m-a ajutat să umblu și eu. Eram în curte. Mamă, s-a schimbat o grămadă de chestii. Adică nu țin minte să fie. Au, bă, stați așa că am văzut un detaliu. Bă, vedeți punctulețul ăla maro, ceva de genul, de lângă mine? Din, stai să mă gândesc, stânga sau dreapta, nu știu, nu-mi dau seama, de lângă tufă? Ăla-i Tom, primul motan al bună mea, de când știu eu, cel puțin. Așa mă enerva motanul ăla, tot timpul sărea pe mine și mă zgâria. Până la urmă, ghiciți ce, s-a întors karma și l-a mâncat un Doberman. Fața mea e priceless. Cred că eram singurul care știa că moșul ăla nu era real. Și era în cea de genul: oh, Doamne, hai să termin odată, nu primim odată pachetelul ăla să plecăm acasă. Plus că aveam și bluza aia fake cu Puma cumpărată din piață sau ceva de genul. Dar cred că am mai multe poze de genul ăsta cu bluza aia. Trebuie să văd. Așa, ok. Uitați-l, Marius cu fața de violator în serie încă din premergător. Uitați ce gangster eram, zici că eram CJ ăla din GTA San Andreas sau ceva de genul. Eu iubeam foarte mult jucăriile, dar mai ales dinozaurii. Și tot timpul mă jucam cu dinozaurii și se putea să n-am o poză în care nu mă joc cu dinozaurii, nu? O, Doamne, și cum v-am zis, uitați bluza aia Puma sau puloverul ce-o fi. Din nou, voiam să scap cu viață de aici. Să-mi bat piciorul, Moș Crăciunul ăla, zici că era un Gandalf din ăla roșu. Dar nu înțeleg de ce mă ține așa, zici că îmi făcea manevra Heilig sau ceva. Ai de cap meu, tătătă mă căcam pe mine acolo. Mă, și dacă stau să mă uit la ăștia de la grădiniță, cred că numai pe unul singur îl mai recunosc. Din cauza că ăsta m-a urmărit toată viața, deci mă jur, cu ăsta am fost și în 1-4 și la liceu. Salut, Bogdane. Mă, dar nici ochi negri aveam să-mi bat pula, zici că eram posedat sau ceva. Cred că-mi șoptea la ureche ceva incantații din alea satanice să mă posede. Noni aici, tati. Cum ne distram noi back in the day. Ne luam, uitați aici, Marius ce fericit era că avea și el un Beyblade și se duela cu vărsul.
Aoleu, chiar mi-e dor de chestiile astea. Aici e Marius. Când o-l tras prima dată legale, adică o băut suc de la Figo cu biberon sau ceva de genul. Aici e Marius Sică, copilul lăbică în clasa 1, lângă iepurașul de Paște, nu știu de ce naiba. Uitați-vă ce față de copil inocent aveam și veșnica freză de cod de bare. Nu știu cum dracu a ajuns de la așa să mi se ridice părul, habar n-am, foarte ciudat. Aici dovada clară că Marius era păsăricar încă de la grădiniță. Uitați aici cum o scoteam la dans pe gagica. După aia ghiciți unde am scos-o. Am scos-o iară la suculeț de la Figo, ce dracu. Aici toți dușmanii fug când îmi scot lama fină la ei și dinozaurul ăla înfricoșător de acolo. O, da, nu intrai tu la mine în Vălureni cu cuțâtul când aveam eu cuțâtul în mână, a? Nu intrai tu în Vălureni. Aici cred că ori voiam să alung niște păsări, ori niște spiriterele, ori... Nu știu, fața asta de obicei o făceam eu când făceam căcuță, nu știu ce să zic. Dar cred că eram la munte atunci când aveam cabană și chestii. Era foarte șmecher. Numai că atunci când eu eram mic, nu-mi plăcea să mă duc la munte, dar acum aș tânji să mă duc, sincer. Pe atunci nu-mi plăcea pentru că... Ce pula... Nu știu, eu nu vedeam scopul... Nu vedeam sensul vieții fără să te uiți la TV. Deci mie plăcea să mă uit la TV, să mă uit la desene și ghiciți ce? La munte, pula desene, că merea numai TVR1. Și nu uitam în fiecare seară, era ceva campionat de balet în perioada aia când mă duceam eu. Aoleo, uitați aici Mariusel, înainte să descopere Metin 2, ce copil cu minte eram. Nu știu ce dracu mă jucam la calculatorul ăla, cred că Captain Claw sau ceva de genul. Dar cred că am încercat să instalez și Metin odată pe el și nu a mers. Chiar când îl descoperisem, pe aia primi calculator nou. Aici Mariusel e trist pentru că i-a stricat țiganii omul de zăpadă. Uitați aici, tati, ce fitness model avem. Wow, eu-s fetițul fashion în poza asta. Uitați aici, mamă, sfioros, nu, doamnelor, sunați-mă. Și ultima poză, de pot să zic eu că era mic, dar totuși începeam să nu mai fiu mic, poza asta de când eram eu pe A5-a. Puteți vedea acolo, stai să spun degetul. Aici, uitați aici, ce, deja începeam să devin negrotel, acolo diriginta, colegii mei, păi știam că-i mai știu, dar pe... Păi, nu știu, ar trebui acum să stau să mă gândesc cu cine am fost în 1-4 și așa, că nu mai țin minte. Bă, aia mă enervează. Bă, ce părere aveți? Am imortalizat frumos momentele din viața mea? Bă, nu știu. Câteodată mai stau și mă gândesc, bă, și mi-ar plăcea să fiu iară prunc, dar după aia îmi dau seama că încă îs unul. Încă ce dracu, încă mă joc Metin. Dragii mei, nu uitați să luați un Sfântul Graal și ne vedem la clipul următor și mulțumesc că m-ați urmărit. Vă pup dulce. Servus, toc.